O să avem o sesiune a doua un pic mai scurtă. And the theme now is the art of answering questions. Și tema acestei sesiuni este arta de a pune întrebări. And I will try to give you some examples of how to deal with some difficult questions. Aș vrea să vă dau câteva exemple de cum să tratăm întrebările dificile, grele. I do that not in order for you to just copy what I'm saying. Fac lucrul acesta nu ca să copiați ceea ce spun. But I hope to stimulate you to think about how can one deal with those questions. Și sper să vă stimulez și să vă dați seama singuri cum pot să tratez astfel de situații. And when I give those answers, I imagine that you are not Christians in a Baptist church in Romania. Și când pun aceste întrebări și dau aceste răspunsuri, facem abstracție de faptul că suntem creștini baptiști în România. But am I standing in front of a secular student audience somewhere? Și când am o astfel de prezentare, de multe ori stau în fața unor studenți dintr-o lume seculară. For of course it's different if you deal with an issue where everyone believes in God and everyone believes in the word of God. E diferit atunci când vorbim într-un context în care toți cred în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Compared to dealing with a question where people don't believe in God and do not believe in the word of God. Față de situațiile în care cei care te ascultă și te urmăresc nu cred în Dumnezeu și nu cred în cuvântul lui Dumnezeu. So I will show you a few strategies in answering questions. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva strategii în a răspunde acestor întrebări. And I will begin with the question of homosexuality. Și aș vrea să pornesc cu o temă a homosexualității. Which is for most of us not the question we want to deal with. Nu e o întrebare cu care am vrea să ne confruntăm cei mai mulți dintre noi. But at least in my context, if I do student evangelism, that question will come up every time. Dar dacă, de exemplu, cel puțin în contextul meu interacționez în felul acesta cu studenții, este o întrebare care de fiecare dată va ieși la iveală. And here's the strategy in answering that kind of question. Și iată o strategie în a răspunde unei astfel de întrebări. We need to deconstruct the prejudices behind the question. Trebuie să deconstruim prejudecățile din spatele întrebării. So, a student asked me, "What do you think about homosexuality?" Un student m-a întrebat ce crezi despre homosexualitate. Instead of immediately describing what I think, în loc ca imediat să descriu ceea ce cred eu despre asta, I know that for most persons this is an issue that is emotionally loaded. Știu că pentru cei mai mulți dintre cei care mă ascultă acolo este o întrebare cu o încărcătură emoțională puternică. And that people have a lot of prejudices against the Christian conviction here. Și foarte mult, și că foarte mulți dintre cei care ascultă au foarte multe prejudecăți potriva creștinilor. And I actually imagine a person holding a number of balloons in their hand. Și îmi imaginez o persoană care ține un număr mare de baloane în mână. And each balloon represents one of the prejudices. Și fiecare balon reprezintă una dintre prejudecăți. And in order to answer the question, I need first to pick a hole in all those balloons. Și ca să pot răspunde unei astfel de întrebări, întâi de toate, trebuie să fac câte o mică gaură în fiecare din aceste baloane. So some of the emotional tension is coming out. Pentru ca or disappearing. Parte din încărcătura aceasta emoțională să fie disipată. So my answer would be like this. Răspunsul meu ar fi ceva de genul acesta. I'm happy to answer your question, but then you need to be willing to listen to me for a few minutes. Răspund cu drag întrebării tale, dar mai apoi trebuie să mă ascult, să fii dispus să mă asculți pentru câteva minute. I cannot just say yes or no. Nu pot să dau un răspuns de simplitatea lui da și nu. You need to understand my thinking here or the Bible's thinking here. Pentru că trebuie să îmi înțelegi gândirea sau mai degrabă rațiunea Scripturii.
First, as a Christian, I believe in the dignity and the worth of every individual. Întâi de toate, creștin fiind, cred în demnitatea fiecărui individ. All of us are created in the image of God. Cu toții suntem creați în imaginea lui Dumnezeu, pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu. All of us are loved by God. Cu toții suntem iubiți de Dumnezeu. Regardless of who we are, regardless of our own history, we are welcome to become God's children. Indiferent de cine suntem, indiferent de istoria pe care o avem, suntem bineveniți înaintea lui Dumnezeu. Regardless of our sexuality, what we have done or others have done to us. Indiferent de sexualitate, indiferent de ceea ce ne-au făcut alții sau de ceea ce noi am făcut altora. We can become part of God's family. Putem deveni parte din familia lui Dumnezeu. Secondly, as a Christian, I believe that we all share the same problem. În al doilea rând, creștin fiind, cred că împărtășim cu toții aceeași problemă. In the same way as all are in the image of God, all of us are also sinners. În același fel în care cu toții suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în același fel suntem cu toții păcătoși. Împărtășim aceeași natură. We are broken and fallen human beings. Suntem frânți și căzuți ca ființe. Of course we have our own individual problems. Sigur că avem și problemele noastre individuale. But basically all of us have lost the glory of God. Dar în definitiv, în esență, toți am pierdut slava aceasta lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. The Christian faith actually places me at the bottom. Și credința creștină de fapt mă așează pe mine jos de tot. And since I'm sitting on the bottom, I cannot look down at anyone. Și din moment ce eu sunt cel mai jos, în punctul cel mai de jos, eu nu pot să mă uit în jos sau în jositor înspre alții. We are in the same boat. În felul acesta, ca păcătoși, suntem în aceeași barcă. Thirdly, cel de-al treilea rând, I'm a strong proponent of a free society. Sunt unul care cred într-o societate liberă. I want to believe, I want to choose my own beliefs. Vreau să am posibilitatea să aleg liber credința. I want to have the freedom to live the way I think is the right way to live. Și vreau să am libertatea să trăiesc potrivit modului pe care eu îl consider potrivit. And I like to give you the same freedom. Și vreau nu doar pentru mine lucrul ăsta, ci vreau să believe dau și ție aceeași libertate. To believe what you want to believe and live the way you want to live. Să crezi în felul în care vrei să crezi și să trăiești în felul în care vrei să trăiești. I'm for a free society. Sunt pentru o societate liberă. Of course we need to agree on some basic limits. Sigur că trebuie să cădem de acord asupra unor limite. We are not free to hurt each other. Nu putem să ajungem în postura în care această libertate să rănească pe celălalt. But within very broad limits, I'm for a free society. Dar în limite largi sunt pentru astfel de societate. So far I have not said anything about homosexuality. So far I have not said anything about homosexuality. Până acum, iată, n-am spus absolut nimic despre subiectul în care mi-a fost adresat, despre homosexualitate. I've tried to pick holes in the balloons of prejudices. Ceea ce am făcut este să pun câte o gaură în fiecare dintre aceste baloane ale prejudecăților. Because I know that they think that I do not value all human beings. Pentru că știu că ei cred că eu nu cred în valoarea tuturor ființelor umane. They think that I am looking down at people. Ei cred și sunt convinși că eu mă uit în jos înspre ceilalți și înspre ei. And they think that I want to legislate the Christian morality and force people to live according to my opinion. Și ei au convingerea că eu încerc să aduc credința aceasta creștină într-un cadru legislativ în care să forțez și din punct de vedere legal convingerea aceasta creștină pe care o am tuturor. But that is misunderstandings of the Christian faith. Dar asta este o înțelegere greșită a ceea ce înseamnă credința creștină. So, moving on, then I will say, since you know I'm a Christian, I believe there is a creator God. Din moment ce știți că sunt credincios, voi continua, știți și că eu cred într-un Dumnezeu creator. And therefore the natural question for me as a Christian is what is the will of God? Și atunci o întrebare naturală pentru mine creștin fiind este care este voia lui Dumnezeu?
And I guess you can see the logic of this. If there is a creator God, the will of God is the most important thing. Și cred că puteți să vedeți logica acestei întrebări. Dacă cred într-un creator, cred că a descoperi voia sa este cel mai important lucru. So, in terms of sexuality, deci, în termenii despre sexualitate, my question is, what is the will of God? Întrebarea mea este care ar fi voia lui Dumnezeu aici. What is the meaning of my body? What is the meaning of the fact that I am a man and others are women? Care este însemnătatea faptului că am un trup, că trupul acesta este de gen masculin, că sunt și alte trupuri de alte genuri? So I ask the question about the will of God. Adresez această întrebare cu privire la voia lui Dumnezeu. And then I usually say something that I guess you can think is a little bit controversial. Și pun apoi o întrebare care s-ar putea să vă gândiți că e un pic controversată. I would remind people that today Christians are not united on this issue. Le-aș aminti oamenilor că astăzi creștinii nu sunt într-o unitate desăvârșită cu privire la acest aspect. Now, I think that is a very sad thing. Personal, cred că lucrul ăsta este un lucru extrem, extrem de nefericit. I think the Bible is clear on this issue. Pentru că eu cred că Scriptura este clară cu privire la acest aspect. But in a situation in front of a non-Christian audience, this sad fact can actually help me. Dar într-o situație în care sunt în fața unor tineri necredincioși seculari, tristețea aceasta mă poate ajuta. So I would say, you know that Christians today are not united on this issue. Voi spune, știți, creștinii astăzi nu sunt toți într-o unitate desăvârșită cu privire la acest aspect. And there are two reasons why Christians are not united on this. Și sunt două motive pentru care lucrul acesta e o realitate. The first reason is that Christians have different views on the priority of the body versus your inner feelings. Primul ar fi creștinii au priviri și înțelegeri diferite cu privire la ceea ce înseamnă trupul nostru, prioritatea trupului nostru și mai apoi a sentimentelor, a trăirilor noastre interioare. A man's body gives away heterosexual signals. Și un trupul unui bărbat emite semnale heterosexuale. So a man's body fit together with a woman's body. În felul acesta se potrivește cu trupul unei femei. In terms of the meaning of sexuality, procreation is possible only in the male-female relationship. În termenii aceștia al însemnătății trupului, procrearea este posibilă doar într-un astfel de context. But if the inner being then says something different. Dar dacă trăirile interioare spun ceva diferit față de realitatea exterioară, what should we give priority to? Care ar trebui să fie prioritatea? Should we go with the signals from the body or should we prioritize the inner being? Mergem pe calea semnalelor pe care trupul le dă sau cele pe care într-un moment dat sentimentele, partea aceasta interioară o transmit? The other area where, or the other reasons why Christians are divided, is the interpretation of the Bible. Celălalt punct în care creștinii sunt împărțiți este interpretarea Scripturii. The traditional interpretation of the Bible is that sex is in the male-female relationship within marriage. Interpretarea tradițională este că relațiile sexuale sunt între bărbați și femei în cadrul căsniciei. And there is a newer interpretation saying that a number of texts in the Bible have been misinterpreted. Și este o interpretare nouă care spune că textele din Scriptură au fost citite greșit până acum, interpretate greșit. It's no secret that I stand with the traditional position on this issue. Și nu e un secret faptul că stau lângă interpretarea tradițională a acestor lucruri. I think we should take the signals from our body seriously. Și trebuie să luăm aspectul și semnalele pe care trupul le dă prioritate. Aceasta este a felul în care Dumnezeu ne-a construit. And I'm convinced that the traditional reading of the Bible also is the true reading of the Bible. Și cred și sunt convins că
citirea aceasta și înțelegerea tradițională a Scripturii este adevărata înțelegere a Scripturii. That God has created us to male and female. Că Dumnezeu ne-a creat bărbat și femeie. And called us to live in a one man, one woman relationship in marriage. Și ne-a chemat să trăim într-o căsnicie, un bărbat și o femeie. And that then a huge number of other ways of expressing yourself sexually is rejected in the Christian faith. Și că în creștinism, în credința creștină, celelalte moduri de a vedea aceste relații sunt respinse. Okay, you can come back in the Q&A to respond to that way of reasoning if you want. Revenim puțin la partea aceasta de întrebări și răspunsuri ca să frământăm puțin acest raționament. Let's take another controversial issue. Haideți să luăm o altă temă controversată. And it will come as often as the question of homosexuality. Și ea apare la fel de des ca și întrebarea aceasta despre homosexualitate. And that's the question of evolution. Și aceasta este problematica evoluției. Here the strategy is to define the terms. Aici strategia este să definim termenii. So, if people ask me, do you believe in evolution? Deci dacă oamenii mă întreabă, crezi în evoluție? Again, I'm not sure it's the best way to say yes or no. Din nou, nu sunt convins că răspunsul pe care imediat ar trebui să-l spunem este da sau nu. At least not as the first or immediate. Cel puțin nu ca un reflex imediat. But instead ask question what do you mean by evolution? Ci mai degrabă să încercăm să definim termenii. Ce înțelegi tu când spui evoluție? Do you mean gradual change within the natural world? Vorbești despre o schimbare graduală în felul în care au fost create lucrurile naturale? Or do you mean naturalistic evolution? Sau vorbești despre o evoluție naturalistă? Where naturalism is a philosophy. Acolo unde naturalismul este o filozofie, claiming that there is no God, that nature is all there is, care presupune că nu este, afirmă că nu este Dumnezeu și că natura este tot ceea ce există. And of course, I don't believe in naturalistic evolution. Desigur că nu cred într-o evoluție naturalistică. I believe in God, in a creator. Cred în Dumnezeu, cred în El ca și creator. And science has not given us naturalistic evolution. Și știința încă nu a dat argumente pentru această evoluție naturalistică. Science cannot tell us if there is a God or not. Știința nu ne poate spune dacă există un Dumnezeu sau nu. That is a philosophical and religious question. Asta este o întrebare din domeniul filozofiei și al religiei mai degrabă. Science can only describe natural processes. Știința poate să descrie procesele acestea naturale. So of course as a Christian I don't believe in an unguided or unguided evolution. Sigur, ca și creștin nu cred într-o evoluție neghidată, necălăuzită. But if there is a God, dar dacă este un Dumnezeu, of course God is free to create however he wants. Sigur că Dumnezeu este liber să creeze cum dorește El. So of course God could have created the universe in one second, not 7 days, but 6 days, but 1 second. Dumnezeu este liber să creeze într-o secundă ceea ce am putea descrie în 7 zile. Or God can use 6 days. Sau Dumnezeu poate să folosească 6 zile. Or God can use long periods if he wants. Sau Dumnezeu poate să folosească multe perioade lungi. So as a believer in God, credincios în Dumnezeu fiind, I cannot see a contradiction between God and evolution as such. Nu văd din acest punct de vedere o contradicție între Dumnezeu și evoluție. But of course there is a contradiction between a literal reading of Genesis 1 and evolution. Este însă o contradicție între citirea literară a Geneza 1 și mai apoi evoluție. So then we come into how to interpret the Bible. Ajungem la
punctul în care discutăm despre cum interpretăm Scriptura. So, a number of Christians would say, since we read Genesis 1 very literal, we reject evolution. Un număr de creștini spun, din moment ce citim într-un mod literal Geneza capitolul 1, respingem ceea ce înseamnă evoluția. Other Christians would say, we are not sure we should read that chapter so literal, so maybe God used evolution. Alții spun, poate n-ar trebui să-l citim atât de literal și poate că Dumnezeu a folosit evoluția. For you as a non-Christian, and I still imagine you as non-Christians here. Pentru cei care sunt necredincioși sau necreștini dintre cei care ascultă. My advice would be to drop the question of how you should interpret Genesis 1. Sfatul meu este să renunțăm la discuția aceasta despre cum interpretăm Geneza capitolul 1. The big issue for you is of course, is there a God or not? Și întrebarea pentru cei care nu sunt credincioși este, există Dumnezeu sau nu? That is the issue that changes everything. Asta este întrebarea care schimbă totul. So I think you should focus on the issue, is there a God? Cred că focalizarea ar trebui să fie pe această întrebare, este un Dumnezeu? Is he the creator of this universe? Dacă este un Dumnezeu și este el creatorul? And then if you become a Christian, și mai apoi cum devin creștin. Then can we have an interesting discussion of what's the best interpretation of Genesis 1. Apoi venind într-un context creștin, putem discuta despre care este cea mai bună interpretare a Geneza capitolul 1. But that is of course a later question. Asta este într-adevăr un lucru târziu, un lucru pe care îl abordăm mai târziu. And then of course we can have a discussion about how well evidenced is the theory of evolution. Sigur, un alt lucru pe care îl abordăm este cât de bine documentată este domeniul acesta al evoluției. There is obviously a number of weaknesses in the scientific theory of evolution. Există un număr de puncte slabe în teoria științifică a evoluției. But I think for most of us who are not specialists in this area, cred însă că pentru cei mai mulți dintre noi care nu suntem specialiști în zona aceasta, the real issue is there a God or not? Întrebarea cu adevărat importantă este Dumnezeu sau nu? Is life on planet Earth the product of random processes or of a mind? Este viața de pe pământ rezultatul, produsul unor lucruri aleatorii sau a unei inteligențe din spate? Okay, let me take a third question. O a treia întrebare. So we're moving from big questions to really huge questions. Ne mutăm de la întrebări mari la întrebări uriașe. What about the problem of evil? Ce facem cu problema răului? We're going to do a study later tonight on a biblical book on this problem. Vom avea o aprofundare puțin mai mare în mai târziu puțin în această după-masă asupra unei cărți care tratează această problemă a răului. But if non-Christians ask, but what about the problem of evil? Dar dacă un necredincios întreabă, ce spui despre problema aceasta a răului? Then my strategy in answer that question is to contrast the available alternatives. Strategia mea în a da răspuns acestei întrebări este să contrastez cumva alternativele. It's true there is horrible evil in the world. Este adevărat că există rău teribil în lume. But that is everyone's problem. Dar asta este problema tuturor, nu doar a unora. Evil does not go away if I become an atheist. Răul nu dispare dacă eu sunt ateu sau nu. The world is still a horrible place, even if I don't believe in God. Lumea este un loc plin de răutate chiar dacă eu nu cred în Dumnezeu. So, let's say there is no God. Să presupunem că nu există Dumnezeu. What does that mean for the horrible fact of evil? Ce înseamnă lucrul ăsta în legătură cu răul teribil? It means firstly that ultimately we have no definition of good and evil. Înseamnă într-un mod final că nu avem o definiție reală a ceea ce înseamnă bine și rău.
Because there is no ultimate moral norm in the universe. Pentru că nu există o normă finală a ceea ce înseamnă bine și rău. So in the last analysis we will only have natural processes, not good and evil. Ce putem să avem este procese naturale, nu bine și rău. And if there is no God, there is of course no hope that evil will be defeated. Și dacă nu există Dumnezeu, desigur nu există speranța că răul într-un final va fi învins. And that God will triumph. Și că Dumnezeu va triumfa. So it's a very dark view. Deci este o perspectivă foarte întunecată. And when I'm faced with evil personally, și atunci când sunt într-un mod personal pus în această postură de a vorbi despre rău, I have no one to turn to. Și de a trece prin rău, de a mă confrunta cu răul, n-am înspre cine să mă îndrept. There is no added strength into my life to face evil. Dacă nu există Dumnezeu, într-o astfel de situație, nu există o putere adăugată vieții mele ca să fac față răului. So atheism does not give a very good answer to the problem of evil. Deci, ateismul din punctul acesta de vedere nu dă niciun răspuns bun problematicii răului. And there is actually a kind of contradiction in the objection on evil. Există de fapt o contradicție în obiecțiile pe care le găsim cu privire la rău. So people ask, how can there be so much evil if there is a God? Oamenii, de exemplu, întreabă cum poate să fie să existe așa de mult rău dacă există Dumnezeu? And they say, I can't believe in God because there is so much evil. Și de cealaltă parte spun, nu pot să cred în Dumnezeu fiind așa de mult rău. But they have not thought through often their own thinking here. Dar n-au dus de cele mai multe ori gândirea până la capăt. Aici. What is this evil that people are reacting against? Ce este acest rău la care oamenii reacționează? Can we define evil? Putem să definim răul? I think an acceptable definition of evil would be something like this. Cred că o definiție acceptabilă a ceea ce înseamnă rău ar fi următoarea. Evil is a deviation from the way things should be. Răul este o deviație a ceea ce ar însemna un curs normal al lucrurilor. So we see that a man hurts his wife. Vedem un bărbat care își rănește soția. That is evil. Asta e rău. There should be love and compassion between a man and a wife. Ar trebui să fie dragoste și compasiune între un bărbat și o femeie. So this is a deviation from the way things should be. Aceasta este o deviație a felului în care lucrurile ar trebui să fie. We see one nation declaring war on an innocent nation. And we say that's evil. Vedem o națiune declarând război unei națiuni apropiate și asta e lucru rău. And I think you can look at everything that people say, oh, that is evil, and you would see it is a deviation from the way things should be. De fapt, putem să luăm fiecare lucru pe care oamenii îl definesc ca rău și să vedem că este o deviație a ceea ce ar însemna lucrurile natural bune. But if you accept that definition, which is a neutral definition, then you have a problem. Dacă accept o astfel de definiție, aș numi-o cumva neutră, atunci avem o altă problemă. And listen now. Și ascultați. If evil is a deviation from the way things should be, then there is a way things should be. Dacă răul este o deviație de la lucrurile așa cum ar trebui să fie, înseamnă că există un așa cum lucrurile ar trebui să fie, o cale normală. But if there is a way things should be, then there is a moral law. Și dacă este o astfel de cale normală a lucrurilor, există și o lege morală. But a moral law requires a lawgiver. Dar o lege morală presupune un dătător al legii morale. And a moral lawgiver is actually what we mean by God. Și un astfel de dătător al legii morale este de fapt ceea ce noi știm ca Dumnezeu. This is an argument that goes from evil to God.
este un argument care, uite, face o punte dinspre situațiile acestea spre Dumnezeu. And this specific formulation is from an American philosopher named Douglas Guyvet. Și aceasta este, acest raționament este parte din argumentul unui filozof american. So a lot of non-Christians would say evil is a main argument against God. Foarte des creștini spun răul este un argument împotriva lui Dumnezeu. But it's actually possible to use evil as an argument for God. Iată un mod de a folosi răul ca să argumentăm de fapt faptul că există Dumnezeu. Because when we talk about something evil, it looks like we are presupposing a moral law. Pentru că atunci când ne uităm la un lucru și îl definim ca fiind rău, nu facem altceva decât să presupunem că există o lege morală. And there cannot be an absolute moral law if there is no God. Și nu poate să fie o astfel de lege morală absolută dacă nu există un Dumnezeu. So the strategy here is to compare the alternatives. Strategia aici este să comparăm alternativele. To say, okay, if there is no God, what does follow from that? Să spunem, bun, dacă nu există Dumnezeu, ce reiese din aceasta? The Christian answer to the problem of evil. Răspunsul creștin la problematica aceasta a răului is that we look back in history. Este că ne uităm înapoi în istorie. And say, originally there was no evil. Și noi spunem, în început, în modul în care au fost făcute lucrurile, n-a fost rău. In all eternity there was only God and he's good. În eternitate a fost decât Dumnezeu care este bun. And at the beginning of this creation everything was good. Și la începutul creației sale totul a fost bun. But then something has happened, there's been a revolt against God. Dar mai apoi ceva s-a întâmplat și a fost o revoltă împotriva lui Dumnezeu. That has destroyed the created order. Lucru care a distrus această ordine naturală. So we look back in history to have an explanation why there is evil. Uitându-ne înapoi în istorie, avem o explicație de ce există rău. And then we look forward in history to look for the solution. Și mai apoi ne uităm în viitor în istorie pentru a vedea soluția. When Jesus comes back, everything evil will be removed. Când Hristos va reveni, tot ceea ce înseamnă rău va fi înlăturat. That's the point of the day of judgment. Aceasta este ideea zilei judecății. And then we look at the midst of history, the cross of Christ. Și mai apoi ne uităm la centrul istoriei, la esența istoriei, crucea Domnului Hristos. Where Jesus carries away the condemnation for all evil. Acolo unde Hristos ispășește condamnarea pentru tot acest rău. The judgment we should have bore, he took on him. Respingere pe care și condamnare pe care noi ar fi trebuit să o purtăm, el a luat asupra lui. So the Christian faith offers an explanation for evil. Deci credința creștină oferă o explicație pentru existența răului. And offers a solution for evil. Și mai apoi oferă și o soluție pentru rău. And places me in a situation where I can have hope in the midst of an evil world. Și mă pune în situația și în postura în care am speranță chiar într-o lume bibată cu rău. And where I have a motivation to fight against evil. Și unde am o motivație să lupt împotriva răului. Because I know it's not original. Pentru că știu că la început n-a fost așa. It's an intruder into God's este world. Un intrus în lumea lui Dumnezeu. Okay, there were three examples of strategies. Sunt trei exemple de metode to deal with prejudices. Metode de a trata prejudecățile. To define terms what we are actually discussing. Să definim termenii pe care îi aducem în discuție. And to compare, so what's the alternatives? Și să comparăm care ar fi alternativele. And we could have looked at a number of other strategies as well. Și ne-am putea uita la un număr mult mai mare de alte strategii. We will soon have a break. Vom avea în curând o pauză. But since I've dealt with a number of controversial issues, dar din moment ce am adresat câteva întrebări controversate, so a few minutes for Q&A if you have questions or objections. Aș lăsa câteva minute pentru întrebări și răspunsuri dacă aveți dumneavoastră de adresat.